Zilele porților deschise la BNR, porțile Palatului Vechi al Băncii Naționale României sunt deschise vizitatorilor joi și vineri. De asemenea, sunt deschise publicului larg sucursale și agențiale băncii naționale din țară. În cadrul evenimentului organizat de BNR aflat la a patra ediție, în intervalul orar 11-19, sunt organizate tururi ghidate de câte 30 de minute în Palatul Vechi al BNR din strada Lipscani. Fără programare prealabilă pentru a marca 144 de ani de la înființarea acestei instituții financiare de bază a statului român. De asemenea, era, a fost organizată expoziția temporară Avramiancu cu Omul, Erou Legenda, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea celui supranumit Crăișorul Munților. Expoziția este realizată de Banca Națională a României în parteneriat cu Muzeul Național Militar Regele Ferdinand I, Muzeul Național de Istoria României, Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga din Cluj-Napoca și Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale ale României. În cele două zile de porți deschise, publicul are acces la spațiile bogat decorate ale Palatului Vechi, inclusiv la sala Consiliului de Administrație și la vechiul cabinet al guvernatorului băncii naționale. Evenimentul zilele porților deschise a fost lansat în 2019 și marchează aniversarea BNR.